Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Și astăzi călătorim în România și ne oprim la Azuga, aflată la altitudinea de 895-950 de metri. Azuga mai e cunoscută ca stațiunea Paradis al schiorilor. Stațiunea Azuga este locul dedicat schiorilor profesioniști. Pentru cei care nu îmbrățișează sporturile de iarnă sau care își doresc doar să se bucure de împrejurimi, Azuga le oferă obiective care trebuie bifate de orice turist aflat în zonă. Cabana de vânătoare Azuga. Fosta vilă a lui Ceaușescu este localizată în mijlocul unei păduri bogate de molid, la o altitudine de 1162 de metri, la o distanță de 12 km de oraș. A fost construită în anul 1960 de către statul român, folosită de Gheorghe Gheorghiu Dej, iar mai apoi de către Ceaușescu. Azi, cabana de vânătoare Azuga se numără printre cele mai importante obiective turistice din Valea Prahovei. Biserica Sfânta Treime din Azuga, construită între 1902-1903, în mare parte din investițiile casei regale, Biserica Ortodoxă poartă hramul Sfânta Treime. Turiștii care calcă pragul vor putea admira curtea deosebită în care te poți simți ca într-un parc, având o suprafață totală de 1500 de metri pătrați cu poteci și aranjamente florale. Castelul Cantacuzino. La doar 5 km de Azuga se află stațiunea Bușteni, unde ai de vizitat Castelul Cantacuzino, pe care în niciun caz nu poți să-l ratezi dacă te afli în zonă. Castelul Cantacuzino este unul dintre cele mai importante obiective turistice din zona Valea Prahovei. Structura locului te duce cu gândul în vremuri apuse. Intrarea se face pe o poartă din fier forjat, care îți permite accesul spre o alee cu brazi înalți și fântâni arteziene. Grota artificială și vârful Caraiman din Munții Bucegi cu Crucea Eroilor pot fi observate din grădină, fapt care amplifică magia atmosferei ce dăinuie aici de zeci de ani. Monumentul Ultima Grenadă din Bușteni. Acesta este închinat eroului Constantin Mușat, căzut în prima conflagrație mondială. Compoziția arhitecturală este amplasată în fața gării din Bușteni și a fost construită în scopul de a menține vii devotamentul, vitejia și onoarea cu care Constantin Mușat s-a sacrificat pentru apărarea independenței patriei.